Alegerile parlamentare sunt încă departe, dar odată declanșată perioada de pregătire a scrutinului din 1 decembrie, au început și luptele politice neoficiale. Ca întotdeauna, unii candidați încearcă obținerea unei cât mai numeroase susținere electorale cu discursuri ce ating subit subiecte fierbinți pentru o bună parte dintre votanți. Cartoful fierbinte din această perioadă, copt în sălile Parlamentului și căzut în cârca guvernului, este recalcularea pensiilor minerilor. Zilele trecute, opt parlamentari PNL, printre care și Vetuța Stănescu, au depus o propunere legislativă prin care cer modificarea actualei legea pensiilor, lege pe care de altfel au votat-o. Modificarea pentru care Vetuța Stănescu a cerut și asumarea celorlalți parlamentari hunedoreni pentru ca, citez, să le acorde pensionarilor cu grupe speciale de muncă aceleași drepturi ca și celor care au muncit în condiții normale. Într-o postare pe pagina pagina de Facebook, senatorul Lucica Muntean, fost membru PNL, o acuză pe Vetuța Stănescu, lidera liberalilor hunedoreni, de minciună, demagogie și dezinformare. Pentru că recent președintele PNL Hunedoara a ieșit în spațiul public pentru a-și arăta îngrijorarea și preocuparea pentru mineri, energeticieni și siderurgiști, după ce a votat cu două mâini legea pensiilor în Camera Deputaților, mă văd obligată să -i intervin și să-i dau o replică. Acum, această doamnă deputat revine în forță pentru a demonstra interesul ei de a repara o mare nedreptate, după ce a votat legea și s-a plâns că eu am refuzat să -o o votez. Și să spui că ai votat-o pentru a-i ajuta pe mineri este o sfidare a bunului simț. Faptul că vă erijați în conducătoarea grupului de inițiativă în această situație și cereți parlamentarilor hunedoreni să vă ajute este o altă insultă la adresa celor care au fost alături de mineri, energeticieni și siderurgiști încă de la început, spre deosebire de domnia voastră, a răspuns senatorul hunedorean Lucica Dinamuntean prin intermediul rețelelor de socializare.